Salut, camarazi! Astăzi o să vă mai dau un exemplu cum se întâmplă în România, cum lichele, canalii și parveniți și oportuniști au ajuns stăpânii țării, exact cum era pe vremea burghezo-moșierimii, pe vremea comunismului, mulți n-aveau idee sau cei care au intrat inițial în Partidul Comunist n-aveau idee cu ce să mănâncă comunismul. Acum știm, comunismul ca și fascismul, ca și nazismul, a fost făcut de cei cu șorțulețe, știți, în interesul propriu și pentru alte interese pe care le știm cu toții. Așa, deci ăștia nu știau cu ce să mănâncă comunismul, dar fiind lichele, au observat că se trăiește bine dacă te dai cu ăia care sunt vingători. Nu contează că se numeau comuniști, legionari, fasciști, socialiști. Nu, important e să fii de partea învingătorilor, știți? Și lichelele simt imediat mirosul de fripturică, știți? Și merg exact cum merge și câinele după os. Deci, foștii comuniști sau copiii lor, ăștia au băgat de seamă că se poate trăi boierește pe spatele la fraierii de români, așa au băgat de seamă că poporul muncește și ei huzuresc și deci au trecut pe partea soarelui, știți? Deci în momentul ăsta România e împărțită între tot felul de lichele care au făcut averi imense, furând de la popor, furând din țară, furând în tot ce era al nostru și al bunicilor și a părinților noștri. O să vă vorbesc despre o asemenea canalie, o lichea la patru ace, probabil că umblă și cu țoale de modă, Gucci sau Versace, dar tot lichea. E o lichea sau o canalie îmbrăcată frumos. Deci o să vă vorbesc despre un moșier de la Afir. AFIR e Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și așa mai departe. Deci, individul ăsta și-a tras pe persoană fizică, practic, o comună din județul Călăraș. Așa, direcția generală, e director general la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, mai pe scurt AFIR, pe nume se numește George Chiriță. Este cel mai mare latifundiat dintre toți directorii din Ministerul Agriculturii. Rosetti e o comună din județul Călăraș, pe lângă Călăraș. De curând a făcut o petrecere de pomină la un hotel de 5 stele de la Cluj cu prilejul unei reuniuni. Bineînțeles, plătită de voi petrecerea de 5 stele, cu băutură, mâncare și femei și tot felul de astea, așa. El deține 880 de hectare de teren intravilan în comuna Rosetti, cum v-am zis, în județul Călăraș. A fost impus ca director la minister de liberali, știți, care între liberali și PSD și alții nu e nicio diferență, totul merge pe ciolan, știți. Așa, deci impuși de liberal la șefia AFIR, a devenit practic stăpânul comunei Rosetti. Suprafața comunei Rosetti e de 70 de kilometri pătrați, adică vreo 7.000 de hectare. Doar 20% este teren intraviran, știți? Deci vă dați seama, doar 20% intraviran. Și el din ăsta, intraviranul ăsta, are 880 de hectare. Așa. E licențiat licheaua în management și inginerie, managementul silviculturii, inginerie. A obținut diploma, bineînțeles, unde bănuiți și voi, la o universitate privată, unde diplomele se dau pe bandă rulantă, cum se face și dolarul. Așa, la Universitatea Bioterra și a terminat facultatea la 37 de ani. Deci aproape la 30 de ani, 37 de ani, aproape la 40 de ani a terminat facultatea. Deci e limpede, nu?
cum a făcut și generalul Gabriel Oprea, generalul Ismană, cum au făcut toți, au trecut până anumite universități, până anumite facultăți, unde diplomele se dau pe veresie, pe sunători. După aia, la noi e inflație de diplome. Avem general la grămadă, avem diplome, diplomați la grămadă, avem doctor la grămadă și avem și tot felul de panorame tot la grămadă, știți? Vă dați seama și voi că voi munciți uneori între schimburi, vă chinuiți, alții în străinătate, alții în țară, să vă crești, să vă creșteți, să vă hrăniți nevestele și copiii. Și lichelele astea își facă o viață frumoasă pe viață, pe banii voștri, pe munca voastră, pe toate astea, știți? Ăștia n-au nimica, niciun drept în plus față de noi, s-au născut cu două mâini, două picioare, majoritatea n-au muncit în viața lor, au tăiat frunză la câini, s-au băgat pe unde au putut, sau au fost sponsorizați și impuși de servicii, știți, ca să aibă la mână să facă serviciile ce vor. Deci v-am făcut o imagine despre România de astăzi. Vă aștept la comentarii. Vă pup cu drag. Pa, camarazi!